Salutare, sunt Claudiu Siman de la Mobilissimo și aici îl avem pe Nokia 3, cel mai membru din noua gamă de terminale Nokia. Un model de buget ce vine cu display HD de 5.5 cu rezoluție de 1280x720 pixeli, cu 2 GB memorie RAM, 16 GB spațiu intern de stocare și slot microSD pentru cardul de până la 256 de GB. Telefonul oferă un procesor MediaTek MT6737 la interior, un model de tactile la 1.4 GHz și avem aici un GPU Mali T720MP2 cu sistemul de operare Android V7 Nougat și pe spate regăsim o cameră de 1 megapixel cu blitz LED și deschidere F2.0. Și în față regăsim un senzor similar de 1 megapixel cu deschidere F2.0. Nokia 3 oferă un port micro USB V2.0, difuzorul la bază, microfonul, butoane capacitive de control în partea din față, camera, după cum am amintit anterior, senzorii de luminozitate, earpiece, logo-ul Nokia și ca elemente de conectivitate avem aici butoanele de volum, butonul power unlock și în partea de sub microfonul secundar și jack-ul audio. Bateria de la interior este o unitate de 2650 mAh și aflați că această ramă este una din policarbonat și spatele este unul alb de tip mat ce oferă un feeling foarte plăcut la atingere. Telefonul măsoară 8,5 mm și va fi disponibil în versiuni single și dual SIM. El este Nokia 3.